În ultimii ani, colecționarii au vânat tot felul de artefacte și obiecte prețioase pe site-urile de specializare, unde au găsit adevărate comori. Pe lângă celebrele bancnote ce datează de acum câteva decenii sau chiar secole, iată care este moneda cea mai căutată pe internet. Cu toții știm că în ultimii 10 ani, internauții au făcut o adevărată avere pe site-urile specializate de anunțuri, comercializând adevărate comori pentru colecționarii cei mai înflăcărați. De la monede, bancnote și viniluri, la bijuterii, tablouri sau obiecte vintage, utilizatorii de pe OLX nu se dau în lături de la nimic pentru a obține cele mai mari profituri. Un anunț de pe OLX a devenit recent viral după ce un bărbat din Oradea speră să dea lovitura punând la vânzare o monedă rară din perioada comunistă. Orădeanul vinde o monedă rară de 1 leu ce datează din anul 1966. Banul are inscripționate pe spate cuvintele Republica Socialistă România și se vinde pentru suma colosală de 3.000 de euro, adică 15.000 de lei. Internautul ar fi specificat în descriere faptul că tariful ar fi negociabil, ceea ce depinde de oferta pe care o va face un viitor posibil cumpărător. Vând monedă rară 1 leu, Republica Socialistă România, accept orice test de veridicitate, stare bună, Oradea, preț 3.000 de euro negociabil. Este mesajul care apare publicat pe platforma OLX. Sfatul internauților ar fi să cauți și tu obiectele vechi, uitate de timp prin dulapurile vechi sau rafturile bibliotecii bunicilor. Nu se știe niciodată peste ce comoară ai putea să dai. Relatează playtech.ro.